Da, deci substanțe minerale, ce mai conține? Proteine, da, ce mai conține? Zahăr, da, chiar dacă mi se pare ciudat, dar zahăr din lapte poartă denumirea de lactoză. Da? Și aceste elemente nutritive conțin substanța uscată. Dacă am înlăturat toată partea de apă, rămâne substanța uscată conținută de produsul nostru. Pentru aceasta se determină și densitatea. Densitatea produsului, că este lapte, că este vin, că este orice alt lichid, da? În cazul nostru este apă. Acest instrument poate termina de arometru, da? Dar măsoară densitatea și introducându-l foarte încet în cilindrul acesta fotat. O să obținem prin citirea pe scala gradată densitatea lichidului nostru. Știe cineva cât este densitatea apei? 1000. Da? 1 este densitatea apei. Ia uitați-vă voi pe scala gradată. Să vedem. În dreptul liniuței care ne indică valoarea 1 s-a ridicat acest aromat. Sau, ia citească cineva. Deci tu dau una privire să fie... E perpendiculară, sigur că... Ia, hai, 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 avem apă sau mai avem apă acolo? Ce zic? Este sau nu este? Este, da? Deci înseamnă că avem de-a face cu apă în cazul acesta.